mult timp la dispoziție, încercăm să primim o sursă de inspirație din partea unui domn care a reușit să-și facă o locuință, o casă, care este independentă din punct de vedere energetic. Intrăm în direct cu Claudiu Sasu. Bună seara! Bună seara! Vă știu, telespectatorii noștri, cu siguranță vă știu de pe YouTube, vă știu filmele, vă știu isprăvile. Noi suntem foarte curioși dacă din orice fel de locuință, dintr-o casă individuală, poți să faci una independentă energetic. Cu siguranță, orice casă poate să devină independentă. Acum depinde foarte mult de investiția pe care o face beneficiarul pentru a deveni independent energetic. Dar în ultima perioadă, din ce în ce, mai mulți vor să fie independenți energetic. Și asta ar însemna despre ce sume este vorba? Depinde foarte mult de ce vor să facă. De exemplu, sistemul meu complet a costat în jur de vreo 30.000 de euro. Ceea ce am eu este un sistem care este supradimensionat peste ce are nevoie o persoană de rând. Acum, sistemele pentru a oferi independență energetică încep de la 10.000-15.000 de euro în sus, pe partea de electricitate. Și, evident, continuă până la câteva zeci de mii de euro și pentru încălzire. Vorbim aici despre electricitate. La dumneavoastră, sistemul de producere a electricității a costat 30.000 de euro sau e ceva mai complex? Explicați-ne. Este mult mai complex. Noi magazinăm, de fapt eu magazinez foarte multă energie, în jur de vreo 40 de kWh îi stochez și folosesc noaptea. O parte din energie este folosită ziua când se încălzește casa doar pe energie electrică. Automat, noaptea pornește și centrala ca să compenseze, evident, acea lipsă de temperatură, dacă este cazul. Și sursa de încălzire a casei care? Acum deja o să fie electrică. Deja din ce în ce o să mergem din ce în ce mai mult pe electric, pentru că avem și o lege care ne favorizează pe noi, pe prosumatori, și evident sperăm să putem să devenim total electric începând din luna martie, când se speră că legea va fi aplicată. Gândiți-vă la un om obișnuit care atunci când va auzi de 30.000 de euro va spune ok, asta nu e pentru mine. Există și varianta în care investiția să fie făcută treptat cu câteva componente pe care ți le iei într-un an, alte componente pe care ți le iei în alt an? Da, păi gândiți-vă în primul rând că avem subvenție prin programul de la stat pentru instalarea panourilor fotovoltaice. Poți începe cu acel program și ulterior poți mări capacitatea încât să devii total independent. Nu te limitează nimeni. Pur și simplu încep cu 10 panouri fotovoltaice, de exemplu, și poți să ajungi până la 20-30 în funcție de necesități. O casă normală, cred că undeva la 10.000 de euro, 15.000 de euro, poate să fie total independentă, mai ales, cum v-am spus, că avem și noua lege care ne va ajuta. Sperăm să devenim total independenți. O sursă de încălzire care merge pe electricitate, este vorba despre o centrală clasică, electrică? Se recomandă pompele de căldură, sunt mult mai eficiente, au un raport calitate preț foarte bun și, evident, un raport energetic foarte bun. Adică pentru un kilowatt consumat poți să producă 1, 2, 3 kilowatt de căldură în casă. Și asta înseamnă că le poți susține din panourile fotovoltaice. Uh-huh. Cel puțin eu susțin în perioada zilei toată casa pe partea de electric cu panourile fotovoltaice. Clar, le-am integrat într-o casă inteligentă și automat casa știe exact cât surplus de energie are și își pornește treptat mai multe echipamente care să încălzească casa din ce în ce mai mult, în funcție de soare. Cât aveți factura de electricitate? Ne-ați spus că înmagazinați mare parte din cât produceți, consumați ziua și noaptea, și totuși mai aveți nevoie de un pic din rețea. Cam cât aveți facturile de electricitate? Așa, faceți o idee, în ultimul an, deci în anul 2021, și am început producția mai masivă pentru că am modificat sistemul undeva la mijlocul lunii august, eu nu am mai plătit în 2021 energie electrică și am mai și luat de la operator în jur de 1200 de lei ca și costuri pentru energia pe care am livrat-o în rețea. Și asta în condiția în care avem aproape totul electric, încărcăm două mașini electrice. Deci 2021 a fost un an în care am și primit bani. Și acum, în 2022, iarăși capacitatea s-a mărit de producție și sperăm să producem și mai multă energie. Din cauza problemelor cu gazul, credeți că va exista o revoluție în România? Oamenii vor trece pe electric? Da, o să treacă. Eu deja cunosc foarte multe persoane care au demarat lucrările pentru a-și instala panouri fotovoltaice și să treacă din ce în ce mai mult pe electric. Este mult mai eficient și, v-am spus, repet, avem o lege care s-ar putea să ne favorizeze mai mult începând cu luna martie și să ne îndemne să trecem total pe electric, să renunțăm complet la încălzirea pe gaz. Dumneavoastră spuneți că înmagazinați și am auzit că aveți o soluție foarte, foarte interesantă. Folosiți niște baterii de mașină electrică?
ca să înmagazinați? Da, soluția pe care am găsit-o a fost să o fac din acumulatori proveniți de pe mașini electrice care au fost accidentate. Din ce în ce mai multe mașini pe stradă, clar, multe din ele ajung și în parcurile de dezmembrări, de unde poți procura acești acumulatori. Eu am achiziționat niște acumulatori și stochez în jur de 40 de kWh în acumulatori auto, care au mers deja pe mașină și acum ulterior o să mai meargă probabil undeva 10 ani, cel puțin în ritmul meu de utilizare pentru soluții de stocare. E mai bine așa decât soluțiile pe care vi le oferă, de exemplu, instalatorii panourilor, pentru că există și panouri care au atașat un sistem de înmagazinare. Să știți că deja foarte mulți instalatori de panouri din România, cel puțin mulți pe care îi cunosc eu, folosesc deja de ceva ani soluțiile de stocare în acumulatori de mașini electrice. Sunt niște soluții mai ieftine și niște soluții foarte fiabile. Acumulatorii de mașină electrică sunt foarte fiabili pentru un sistem fotovoltaic, pentru că nu au acea uzură pe care o suferă în momentul când sunt într-o mașină electrică. Uh-huh. Și de aici oamenii le folosesc pe sisteme fotovoltaice. Clar, trebuie luate niște măsuri de protecție, există foarte multe sisteme, ca și pe mașină electrică, și aici există sisteme care protejează și evident te pot proteja să nu ajungi un dezastru cu ele, pentru că pot să fie și foarte inflamabile și pot să fie periculoase dacă nu sunt exploatate corect. Și probabil trebuie să le țineți în casă, 10 secunde mai avem. Ele sunt ținute în garaj la un sistem de răcire, de încălzire, deci totul este automat făcut. Mulțumesc mult, Claudiu Sasu, direct la Digi24, pentru atât am avut timp astăzi.